Bun venit la cea de-a patra zi a săptămânii a treia a studiului despre trezire și evangelizare. Săptămâna trecută în acea zi v-am vorbit despre armele pe care le putem folosi și anume de sângele mielului, puterea mesajului crucii, iar apoi am vorbit despre cuvântul mărturiei noastre. Am luat aceste arme din Apocalipsa 12:11, unde spune: ei l-au biruit pe Satan prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Există o a treia armă pe care ne-a dat-o Domnul, și anume o viață sfântă, total predată lui Dumnezeu. Dumnezeu caută persoane care sunt predate în totalitate, iar acea persoană devine un instrument în mâna lui. Tu poți fi omul folosit de el. Nu spun că trebuie să fii un predicator, dar poate că ești predicator, dar tu poți fi folosit de Dumnezeu. El vrea să te folosească. El vrea să te folosească ca să-i trezești pe alții și să-i aduci la Hristos. A fost un mare predicator, evanghelist, pe nume D.L. Moody. El predica în Scoția cu peste 100 de ani în urmă și Dumnezeu l-a folosit acolo și un om din Scoția i-a spus: lumea nu a văzut încă ce poate să facă Domnul printr-un om predat pe deplin. Moody a spus: prin harul Domnului, eu voi fi omul acela. Moody a pus un picior pe Europa de Vest și unul în America și a zguduit lumea spre slava Domnului. Domnul caută un om, Domnul caută o femeie, Domnul caută o persoană tânără care va spune: Doamne, îmi predau complet viața în totalitate. Când Domnul găsește o asemenea persoană, o va folosi într-un chip minunat. În urmă cu mulți ani de zile am vizitat Cehoslovacia. Acum sunt două țări. Eram în Cehoslovacia și am întâlnit un bătrânel. Acest om petrecuse 5 ani în închisoare pentru credința în Isus Hristos. Și eram la el acasă și acest bătrân mi-a spus ceva ce nu voi uita niciodată. El mi-a spus: mulți oameni vin în țara mea și vor să aprindă un foc mare pentru Domnul. Eu nu vreau să aprind un foc mare pentru Domnul. Eu vreau să fiu consumat de focul lui Dumnezeu până când voi fi cenușă. Și când voi fi cenușă, atunci voi vedea slava lui Dumnezeu. Vorbeam în limba germană, iar el mi-a spus: verstehen Sie nicht? Verstehen Sie nicht? Mă înțelegi? Mă înțelegi? Da, înțeleg germana ta. A zis: nu, nu te întreb dacă înțelegi germana mea, ci te întreb dacă înțelegi ce spun. Când sunt un mare nimic, iar Dumnezeu este totul, atunci voi vedea slava Lui. O, vă spun, când ajungem în locul în care murim față de noi înșine și ne supune lui Dumnezeu, El devine totul și ne va folosi. Asta e o armă incredibilă. Două arme mai avem. Una este rugăciunea, am vorbit mult despre ea în timpul acesta. Rugăciunea, omul predat Domnului începe să se roage. Biblia spune că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, a unui om care s-a predat lui Dumnezeu, are mare putere în mâna Lui. Domnul te va folosi când te rogi și te supui înaintea Lui, El te va folosi. A doua armă pe lângă rugăciune este cuvântul Domnului. Pe măsură ce te predai Domnului, iei cuvântul Lui și nu vorbesc de a da cu Biblia în cap la alții. Nu despre asta vorbesc. Vorbesc de blândețea și călăuzirea Duhului Sfânt cu care iubești pe oameni și aduci la o relație personală cu Isus Hristos. Dumnezeu te va folosi. El vrea să te folosească. Tu poți fi omul folosit de El. Trebuie să te supui înaintea Lui. Nu vrei să fii un mare nimic, ca El să fie totul. Dacă vrei, te va folosi.